Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi începe oficial un nou sezon cu Supercupa României dintre FCSB și Corvinul Hunedoara. Câștigătoarea Superligii joacă cu surprinzătoarea câștigătoare a Cupei României. Meciul se va juca pe stadionul Ghencea. Câștigătoarea Superligii, adică FCSB, are dreptul să aleagă stadionul pe care se va juca Supercupa. Și avem fani și de la Corvinul și de la FCSB peste tot în jurul stadionului. Asta înseamnă că va fi o atmosferă de Liga Campionilor pe un stadion superb. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in. Salut, salut, salut! Bună! Andrei Vlad.
că nu a fost nicio ocazie de gol și la un minut distanță David Niculescu deschide scorul 1-0 pentru FCSB. Pauză, fraților, FCSB Corvinul Hunedoara 1-0, a marcat David Niculescu și sper ca repriza a doua să fie mult mai bună decât prima. Aici trebuia să fie trofeul Ligii Campionilor. Bă, oare l-o fi furat cineva? Trebuia să fie aici. Cârnovanul, fraților. Dar, din păcate, nu am prins golul lui Ștefănescu, care marchează la debut. Cartonaș galben pentru Baba Al-Hasan. A ieșit Băluță și a intrat Luis Felipe. Ocazie ratează Musi, putea să fie 3-0, dar cred că vor mai marca o dată cei de la FCSB până la final. Iese Chiricheș și intră Înghezana. Yeah.
Cele din urmă se face 3-0 pentru FCSB, nu a reușit să marcheze Musi singur cu portarul, nici Ștefănescu, dar o face Luis Felipe.
low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Și primul trofeu din acest sezon merge la FCSB, câștigătoarea Superligii învinge câștigătoarea Cupei României. Vreau să vă mulțumesc mult de tot că ați urmărit acest vlog. Vă pup și vă respect pe toți. Ne vedem data viitoare.